Bisericicioși vor citi sinaxarul zilei de astăzi din prologele de la Ohrida ale Sfântului Nicolae Velimirovici, din data de 11 decembrie, când îi sărbătorim pe Sfinții Cuvioși Daniel și Stâlnicu și Luca Stâlnicul. Așadar, Sfântul Nicolae Velimirovici, prologe de Ohrida, sinaxar 11 decembrie. Omenirea preacuviosului părinților nostru Daniel Stâlnicul. El s-a născut în Betara sau Vitaria, lângă cetatea Samosatelor, în Mesopotamia, din părinți creștini, pe numele lor Idie și Marta. Maica lui a câștigat de la Dumnezeu numai cu rugăciune și cu lacrimi, căci era stearpă. El, fiind singurul prunc dăruit ei de către Domnul, ea l-a închinat cu totul lui încă din fragedă pruncie. Sfântul Daniel s-a îmbrăcat în îngeresc cu chip de la vârsta de 12 ani și l-a cercetat pe Simeon Stâlnicul. Pe acest mare sfânt, Simeon Stâlnicul și-a primit binecuvântarea lui. Dorind cu sete liniștea singurătății, Sfântul Daniel a părăsit mănăstirea și s-a sălășduit într-o capiște idolească de pe, la țărmul Mării Negre. El a îndurat acolo sălbaticile atacuri ale demonilor, dar le-a și biruit pe toate cu răbdarea, cu rugăciunea și cu semnul Sfintei Cruci. După aceea, el a urcat pe un stâlp pe care a rămas până la moartea lui, îndurând arșița, frigul, atacurile oamenilor și a demonilor. În jurul stâlpului lui s-a strâns număr mare de ucenici pe care i-a povățuit la viața veșnică prin pilda vieții lui și cu cuvântul. Dumnezeu l-a răsplătit pe robul lui cel credincios cu har peste har încă din viața aceasta, pentru care a lucrat în el multe minuni pe folos oamenilor și a prorocit. La omul lui Dumnezeu se strângeau să primească cuvânt de învățătură oameni de pretutindeni, împărați, patriarhi, poporul simplu și demnitari înalți, toți alergau ca la un izvor, la izvorul învățăturii lui. Împăratul Leon cel Mare a venit la stâlpul Sfântului Daniel, însoțit de oaspeți din străinătate, princi și aristocrați, și arătându-le stâlpul, le-a zis: iată cea mai scumpă comoară a împărăției mele. Sfântul Daniel a prorocit ziua morții lui, i-a povățuit pe ucenici ca un tată pe fii și le-a dat sărutarea cea mai de pe urmă. La ieșirea sufletului lui, ucenicii săi au văzut sfinții îngeri, proroci, apostoli și mucenici deasupra stâlpului. După ce au ostenit vreme de 80 de ani pe pământ, bărbatul cel îngeresc s-a strămutat către Domnul la veșnică odihnă a împărăției lui Hristos. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Cuviosului părinților nostru Luca, cel nou stâlnicul. El a locuit la Constantinopol în vremea împăratului Constantin Porfirogenetul și soldat fiind în rândurile armatei grecești într-un cumplit război asupra bulgarilor, în care a fost martorul morții a mii de oameni, după iar din război el a scăpat ca prin minune viu și nevătămat. Văzând în izbăvirea lui de moarte degetul lui Dumnezeu, Sfântul Luca s-a lepădat îndată de toată această deșertăciune a lumii și s-a făcut monah și a urcat pe un stâlp lângă Calcedon. El a trăit acolo în aspre nevoințe vreme de 40 de ani, 45 de ani, curățindu-și inima și toate gândurile și patimile sufletești și trupești. Plăcându-i desăvârșit lui Dumnezeu, el s-a săvârșit către dânsul ca pe anii 970-980, mutându-se la lăcașurile vieții cele mai bune. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Preacuviosului Părinte Nicon Uscatul. Monahul Nicon, fiind de la Mănăstirea Peștilor din Kiev, a fost luat rob în urma unor năvăliri tătare. El a trăit în acea vreme de robie 3 ani, legat în lanțuri, torturat și batjocorit. Venind rude deniile lui după 3 ani, cu bani la stăpânul tătar să răscumpere, preacuviosul Nicon a refuzat aceasta zicând: dacă Domnul ar fi voit să fiu liber,
iar fiind îngăduit să cadă în mâinile tătarilor acestora fără de lege. El i-a zis într-o zi stăpânului lui tătar, că Domnul Iisus Hristos va veni și îl va elibera din acea robie după cele trei zile. Crezând tătarul că Sfântul vrea să fugă, i-a tăiat tendoanele picioarelor de sub genunchi. Cu toate acestea, după trei zile, o mână nevăzută l-a dus pe Sfântul Nicon la Kiev. După altă vreme, tătarul a ajuns la Kiev și l-a recunoscut pe cel care îl robise, fostului sclav. El s-a pocăit toată viața lui de acel rău și a primit Sfântul Botez. Apoi, fostul stăpân s-a făcut robul și ucenicul fostului rob. Sfântul Nicon, numit Uscatul, din pricina aspilor sale postiri, a fost văzător cu Duhul și mare făcător de minuni. El s-a săvârșit către Domnul cu pace la 11 zile ale lunii decembrie la anul 1101. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Mirax. Sfântul Mirax a fost de neam egiptean. Înșelat de un emir musulman, el a îmbrățișat islamul, iar mai târziu s-a pocăit de lepădarea lui. El a luat o sfântă cruce în mâini și a intrat într-o moschee cu ea. Acolo s-a declarat creștin înaintea tuturor, strigând către musulmani să lepe de credința lor cea mincinoasă și să primească adevărul. Pentru aceasta el a fost torturat bestial și apoi decapitat pe la anul 640. Cântare de laudă la Sfântul Daniel Stâlnicul. Voind Ava Daniel la Domnul să treacă, pe săi ucenici i-a povățuit așa: copiii mei, roadele nevoințelor mele, lipiți-vă pururea inima de Domnul Dumnezeu, ațintiți-vă Duhul pururea la Dumnezeu Tată, slăviți cu laudă pe-a lumii zidor, fie smerenia voastră de căpetenie podoabă, căci cei smeriți în ceruri sunt ai Domnului Domn, arătați ascultarea ce șa de bine smereniei. Iată cele două podoabe ale adevăratului creștin. Supusul și smeritul vor iubi ospitalitatea. Primirea de străini și milostenia sunt mari la Dumnezeu. Primiți virtuțile acestea și încă vă voi spune, nu lăsați postul, privegherea, sărăcia. Acestea sunt trei căi către împărăție. Șase lumini aprinse nopții de pe pământ, iar a șaptea iubirea cea mai mare decât toate. Așa grăita bătrânul, binecuvântând pe ucenici. Apoi datu-și al lui Sfânt Suflet către Dumnezeu, o Sfinte Părinte Daniele, al cerului locuitorule, roagă-te pururea Domnului pentru noi. Cugetare. Domnul păzește pe toți cei ce îl iubesc pe El, Psalmul 144,20. Viețile Sfinților ne confirmă mereu acest adevăr sfânt, mai limpede decât lumina soarelui. Unii preoți invidioși s-au plâns patriarhului de Sfântul Avă Daniel, bârfindu-l și zicând că este vrăjitor. În realitate, el îi invidiau pe acest mare ascet, care pe atunci era foarte tânăr cu anii și îi depășea mult într-o nevoință și viețuire sfântă pe ei preoții, atrăgând astfel la piciorul stâlpului lui mulțime de popor. Preotul, patriarhul l-a chemat pe Ava Daniel de față și l-a chestionat cu privire la problemele de credință, de dogmă și de rânduială personală. Zicându-i fără ascunzișuri, Ava Daniel, toate, patriarhul, zicându-i ce credea și cum trăia, patriarhul s-a ridicat de pe scaun, a venit la Ava Daniel, l-a îmbrățișat, l-a lăudat și l-a slobozit cu pace. La mai multe zile după aceea, patriarhul s-a îmbolnăvit. El a chemat atunci pe Ava Daniel să facă rugăciune către Domnul să-și redobândească sănătatea. Sfântul a făcut așa, iar patriarhul Anatolie s-a însărmătoșit gradnic. Dorind neapărat să-l răsplătească pe tânărul sfânt, Ava Daniel i-a cerut patriarhului o singură favoare, să ierte pe cei ce îl bârfiseră înaintea lui. Atunci patriarhul a zis, cum să nu iert când ei mi-au făcut mie cel mai mare bine? Ei mi-au adus cunoștință de existența Sfinției tale
cel care m-ai vindecat. Cu adevărat, Domnul păzește pe toți cei ce îl iubesc pe el și întorcându-se spre a lor bine răul pe care îl înlătesc răi împotriva lor. Pe când Sfântul Nifon, cel uscat, era luat rupt de tătari, stăpânul lui s-a bolnăvit și a ajuns în pragul morții. Văzând că va muri curând, el a poruncit feciorilor lui să-l răstignească pe Sfântul Nifon, la capătul mormântului lui, după ce îl va îngropa. Dar Sfântul Nifon, văzător cu Duhul fiind, a văzut că tătarul va ajunge mai pe urmă să creadă în Hristos și s-a rugat lui Dumnezeu pentru sănătoșirea lui. Dincolo de orice nădejde omenească, tătarul s-a însănătoșit. Astfel, cu rugăciunea Sfântului Nifon, s-a mântuit pe sine și de la acea moarte l-a mântuit și pe tătar de moartea veșnică. Luare aminte. Să luăm aminte la legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu dreptul Noe, facerea capitolul 9, la cum Dumnezeu l-a binecuvântat pe Noe și pe feciorii lui după potop. La cum a făgăduit că niciodată nu va mai trimite potop pe pământ și la cum a pus curcubeul ca semn acestui legământ. Predică despre Lot. A zis Lot către ei, nu, frații mei, să nu faceți niciun rău. Lot era bărbat drept în mijlocul nelegiuiților și a locuit cu soția lui și cu cele două fete ale sale în Sodoma. Credinciosul Avraam l-a întrebat pe Dumnezeu, pierde vei oare pe cel drept ca și pe cel păcătos? Facerea capitolul 18, versetul 23. Iar Dumnezeu i-a răspuns robului lui cel credincios că nu-l va pierde pe cel drept, dacă va afla 10 drepți în toată cetatea, atunci va lăsa să trăiască toată cetatea nedreaptă, de dragul celor 10 drepți. Și cu toate acestea, s-a găsit abia un singur drept în nelegiuita cetatea Sodomei, acela fiind Lot, iar el nu era din cetatea aceea, ce era străin. Lot a fost asemenea unchiului lui, Avraam, plin de toate virtuțile, mai cu seamă în supunerea desăvârșită față de voia lui Dumnezeu și în ospitalitate. De aceea sodomiți îl urau, una pentru că era străin, dar mai mult pentru că era drept. Nu, frații mei, să nu faceți niciun rău, i-a implorat Lot. El i-a numit pe cei stricați frați, ca să-i îmblânzească și să-i înduplece să nu facă rău spre lor mântuire, atunci când cei doi îngeri au venit în ospeție la el. Dar cuvântul lui de frate nu a făcut altceva decât să sporească ura celor plini de ură. Lot a fost aflat vrednic să fie cercetat de îngerii lui Dumnezeu, care au venit să-l scoată afară din cetatea condamnată pierzării, ale cărei păcate ajunseseră până la Dumnezeu, strigaseră până la Dumnezeu. Dar desfrânații se năpusteau și acum în casa lui, chiar în casa lui Lot, vrând să întineze legea sacra a ospitalității. Nu, frații mei, să nu faceți niciun rău, i-a implorat Lot. Dar de ce să fie ascultat acele brute de cuvântul lui Lot, când ei nu se temeau nici de Dumnezeu? De aceea, acești nelegii sodomiți vroiau să păcătuiască cu acei îngeri, crezând că-s bărbați. Și Lot, ca să-i implore și să-i salveze, că erau oaspeți și o lege sfântă a ospitalității, le-a spus, am două fete fecioare, vi le dau pe ele, dar nu vă atingeți de acești străini care sunt, dar aceștia erau îngerii lui Dumnezeu. Și apoi îngerii, spune, după aceea i-au pedepsit îngerii cu orbire, iar pe oamenii care erau la ușa casei, i-au lovit cu orbire de la mic până la mare. Facere capitolul 19, versetul 11. Apoi îngerii l-au apucat pe Lot de mână și l-au scos afară din cetatea nelegiuirii și au slobozit asupra cetății ploaie de foc și de pucioasă, încât ucarea aceea a pierit și a ars desăvârșit. Astfel, o întreagă cetate nelegiuită a pierit cu sunet și un singur drept a scăpat din ea, că mai bun este dreptul decât 1000 de păcătoși. Înțelepciunea lui Iisus Sirah, capitolul 16, versetul 3.
Se spune că acolo erau de fapt un conglomerat de cetăți, era cetatea Sodoma, Gomora și în jurul lui erau câteva sute de mii de oameni și zice că dacă ar fi fost cinci drepți, și că un drept la 50 de mii de oameni Dumnezeu salva cetatea sau zece, Dumnezeu atât este de bun. Numai că iată că nici 5 drepți, nici 10 n-au fost în acele cetăți, de aceea au pierit. O stăpâne, Doamne, atot bunule, cel ce nici când nu ne uiți pe noi, nu uiți pe dreptul tăi, îndreptează nedreptățile noastre și le mântuiește. Că noi pe tine te slăvim, ție îți mulțumim și pe tine te lăudăm în vecii vecilor. Amin. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.